Bună seara, bună seara doamnelor, bună seara domnilor. Călduroasă zi, foarte călduroasă, peste 30 de grade Celsius. Vă dați seama cât înregistra termometrul dacă era ținut vreo 10 minute la soare. Dar nu despre temperaturi înalte vorbim, ci despre temperatură moderată la o formațiune civică. Se intitulează Partida Romilor Pro-Europa și în această seară avem onoarea să fie invitat președintele acestei formațiuni, eu nu-i spun politice, domnule Radian Bobi Brătianu, dumneavoastră cum i-ați spune? Formațiune politică, formațiune civică? În primul rând, aș vrea să vă spun și eu bună seara atât dumneavoastră cât și telespectatorilor dumneavoastră. Ca formațiune, într-adevăr, formațiunea e o formațiune, un ONG. Da, organizație non-guvernamentală. O organizație non-guvernamentală, însă are și statutul de organizație de utilitate publică. Da. Așadar, să-mi dați voie ca să spun că sunteți președintele filialei, asociației, cum vine, sucursalei județene Vaslui a Partidei Romilor Pro-Europa. Cred că asta este titulatura exactă, nu sigur. Am greșit. Dacă am greșit, nu-i nimic, o să vin să, pe la sediul partidei să așa dau și eu mielul revediam, sigur. De Paște, sigur că da. Da, să intrăm în probleme direct. Domnule Radian Bobic Brăteanu, sunteți președintele acestei sucursale de un an de zile. Un an cu plus sau minus, nici nu mai știu exact cam cât exact ar însemna. Luna viitoare îndeplinesc un an de zile de când sunt președintele sucursalei județene Vaslui, Partida Romilor Pro-Europa. Da, un an de zile. Ce înseamnă aceste 12 luni, ce au însemnat pentru dumneavoastră, ce au însemnat pentru membrii Partidei Romilor, aceste aproape 12 luni de zile de când, iată, sunteți la șefia acestei sucursale. Domnule, ideea este că, într-adevăr, ca și în orice entitate sau organizație, da, la un moment dat oamenii vin și pleacă. Da? Da, sigur că da. Sau cum pleacă, mai zice cine am aurul și a făcut datoria, trebuie să plece, nu? Perfect. Numai că aici, în județul Vaslui, a fost o situație că, la un moment dat, fiecare om dintre noi, da, este dator cu acea plecare dintre pământeni și atunci se ajunge în altă parte. Bun, trecând peste chestia asta, bineînțeles că în orice organizație e acea perioadă de sedimentare a lucrurilor, să zicem așa în câteva cuvinte, și atunci bineînțeles că și în organizația județeană Vaslui au fost niște alegeri. Au fost alegeri pe fiecare comunitate de romi, s-au reales fiecare, de fapt s-a votat fiecare președinte al comunității de romi, după care a fost și o alegerea pentru președintele județean al Partidei Romilor Județene Vaslui. Din județul Vaslui, da. Sigur. Ați fost desemnat dumneavoastră. Asta demonstrează că da. Știți să vă asumați responsabilități. Sigur că da, sigur că da. Am fost ales ca președinte al sucursalei județene Vaslui și odată cu aceasta a trebuit să îmi asum împreună cu colegii și întreaga echipă responsabilitatea de a fi acel observator
pe problematica romilor, pentru că problematica romilor la nivel de județul Vaslui, pentru că nu putem discuta de altceva, este una destul de mare și diversă. Am trecut, bineînțeles, în perioada asta, pentru că e o perioadă totuși scurtă. Acum de un an de zile au fost, să zicem, pe plan politic alegerile locale, au fost alegerile parlamentare. Parlamentare, da. Și atunci, să zicem, noi ca și organizație, a trebuit să trecem prin toată această perioadă cu eforturile care s-au făcut, întrucât înainte de alegerile locale am încheiat un protocol de parteneriat cu organizația Partidului Social Democrat la nivel de județ, prin care s-au stabilit de comun acord mai multe acțiuni și activități comune. După alegerile locale din septembrie, după o luptă, să zicem, cât de cât destul de grea. Da. Păi, a fost pentru un pic că la baionetă, așa, nu? Ce destul de grea. Ca la, acum, nu ca la Verdun, dar ca la Mărășești, da. Așa. Bine, noi discutăm acum, sau eu discut din punct de vedere al organizației Partidei Romilor. Și mulțumim lui Dumnezeu că, ziceți, în ceea ce ne privește, ca organizație, ne-am făcut, zic eu, treaba, da? Și ne-am făcut-o și la parlamentare. La parlamentare am reușit ca și eu o sucursală nou reformată, da? Să obțină la nivelul organizației naționale locul 1 pe țară. Deci un fel de post, și deci post de deputat eventual sau nu, post de deputat avem, bineînțeles, la nivel central, da. În persoana domnului Cătălin Manea, da. Dar ceea ce vreau să menționez este că organizația județeană Vaslui, da, a Partidei Romilor, a reușit să obțină locul 1 pe țară la nivel de Partid a Romilor Pro Europa la nivel național. Un lucru bun. Ia uite, un lucru frumos. Aveți cu ce vă lăuda, cu ce vă mândri. Domnule, da. Da, de ce să zic nu? Întreaga echipă a fost și este o echipă compactă, e o echipă cu oameni dornici de treabă și atunci când lucrurile sunt integrate, să zicem că și rezultatele sunt pe măsură. Da. Așadar, iată, 12 luni aproape de când ați preluat șofia Partidei Romilor, a fost între timp regretatul, a fost președinte Țăru, Ilie Țăru, regretatul Ilie Țăru, că am văzut că foarte mult, să-l pomenim aici. Sigur. După aceea au mai fost ceva alegeri, au mai fost și așa o tentativă de alegeri contestată de unii, aplaudată de alții, când s-a desprins și s-a format acea alianță a Unității Romilor Aur Vaslui prin Cristian Bărbulescu, care parcă candidase și el atunci la șefie. Bine, acum ce se întâmplă? Eu am o vorbă, bine, nu e de la mine auzit la rândul meu de la alți oameni, care spune că nici soarele nu poate încălzească pe toți la fel.
În orice organizație, în orice grupare, în orice entitate, în orice formă de asociere, să zicem, fie privată, fie de stat și așa mai departe, există și nemulțumiți. Da. Pentru că nu există posibilitatea ca toți să fie și eu pe locul 1 sau să fie mulțumiți în egală măsură. Bun, organizația AUR, da, e o organizație care încearcă de mai mulți ani, da, prin președintele acestei asociații de la București, pe nume Alectu, dacă nu mă înșel, și încearcă să facă anumite lucruri benefice, zic eu, pentru domnul. Acum, să mă ierte Dumnezeu, bă. Nu cât e, reușește, nu cum e, reușește, nu? Da, așa. Mă abțin ca să fac comentarii pe această temă, pentru că fiecare, până la urmă, așa cum se organizează, are și rezultate, pe de-o parte, pe de-altă parte, există și cealaltă chestie, că cu cât lucrurile sunt făcute într-o anumită direcție, că până la urmă, dacă sunt mai multe organizații și urmăresc același scop, da? E foarte bine. E un lucru bun pentru comunitatea romă din județ, sigur. E un lucru bun pentru comunitatea romă din județ, însă, din păcate, spun eu, există anumite chestii care se contrazic. Și atunci oamenii când se contrazic pe anumite chestii nefondate, neargumentate, n-au cum să iasă lucruri bune, ci din potrivă. Da. De așa să știți că au apărut întrebări pentru dumneavoastră, domnule președinte. Iată, Radu Cristian Bărbulescu a intervenit, da, și spunea că aș dori să-l întreb pe domnul Bobi Radian, a fost ales președinte sau a fost numit de Daniel Vasile sau Păun? Deci eu am fost ales. Ia, da, uite, deci iată, Radu Cristian. Da, și și sincer, îmi pare rău că dumneavoastră nu știe, poate că e o întrebare retorică, așa, da, dar eu am fost ales. Da, și Grafian din Vaslui spune așa, dacă ne poate ajuta, deci dumneavoastră, dacă ne puteți ajuta, cu următoarele probleme legate de actele de proprietate, suntem foarte mulți romi fără acte de proprietate. Erau două întrebări care... Da, într-adevăr am mai auzit de aceste lucruri, le-am discutat în ședință, urmează să facem o identificare la nivel de județ, pentru că există și o lege în acest sens și atunci obligatoriu noi ca organizație, activitatea noastră este, să zicem, ca observator, ca lucrurile să se întâmple în cadru și conform legii, acolo unde se poate, unde nu se poate și nu există legislație pentru o anumită chestie, nu avem cum să intervenim. Da, există o lege în sensul ăsta, trebuie să fie identificate la nivel de județ tot ce înseamnă proprietăți care încă nu au documente și au posibilitatea, conform legii, să intre în legalitate, conform legii și încercăm să ajutăm. E foarte dificil, adică e clar că trebuie să știe cei care nu au documente. Da, aici e nevoie și de colaborare și de sprijin, de o comunicare mai intensă cu tot ce înseamnă cu primăriile, autorități publice locale, bineînțeles, pentru că altfel nu se poate rezolva această problemă, care e una, să zicem, din multele probleme existente la nivel de județ. Domnule președinte, așa, deja aveți, v-ați făcut o idee, v-ați, cum se spune,
V-ați, cum ați verificat așa ce se întâmplă în județul Vaslui în ceea ce privește comunitatea romilor. Așa, la prima vedere, cam care sunt problemele cu care se confruntă romii, în special? Care sunt problemele de ordin general, pentru că sunt și de ordin particular, funcție de fiecare unitate administrativ-teritorială în parte. Domnul Trifu, problema sau problematica romilor la nivel de județ, deși încă eu pot să vă spun, chiar dacă am alergat destul de mult în acest județ, dar din păcate n-am reușit să ajung peste tot, trăiam cu ideea că înainte, să zic, cel puțin la nivel general cunosc și o problematica romilor, dar a trebuit să îmi dau seama că nu este adevărat. Deci doar o mică parte, așa, doar vârful aisbergului, cum se zice, nu? Sigur. Și atunci, din ce am reușit până acum, pentru că a fost și perioada asta, vedeți, noi am trecut printr-o perioadă de criză a pandemiei, au fost și eu toată această perioadă cu restricții, ne putând să facem foarte multe acțiuni și să ne întâlnim unii cu alții datorită restricțiilor existente. Impuse, da. Existente la acea vreme și impuse, bineînțeles. Acum, dacă e să vedem exact cam care ar fi nevoile romilor la nivel de județ, ele sunt mai multe. Și atunci, să fac așa o tangentă între nevoile romilor și ceea ce poate să ofere ca sprijin organizația romilor, este următoarea, adică putem merge foarte mult pe identificare. Putem discuta foarte mult de informare. Putem discuta de ghidare pe anumite segmente de activitate. Pentru că în viața oamenilor nu există o singură problemă. Da? Și ca să revenim la o anumită chestie, să zicem, de o chestie generală, da? Dom'le, acum, da? Poate că și eu, multora chiar nu o să le vină să creadă, dar foarte mulți concetățeni, în primul și vorbim aici chiar și de zonă urbană și de zonă rurală, prima chestie care și-o doresc este infrastructura, deci, și tot drumurile, utilitățile, apă, canalizare, și da? Tot ce înseamnă parte de utilități. Deci, din păcate, în trecut, și a trebuit să observ și eu lucrul ăsta, nu știu cum se întâmpla, că la un moment dat tot ce exista, sau în mare parte, să zicem, ca să nu generalizăm, în mare parte lucrările de infrastructură ajungeau până la limita cartierelor în care locuiau romii. Și doar atât, nu? Și doar atât, da. Aha, deci nu mergeau mai departe. Nu mergeau mai departe. Acum, ziceți, nu pot să mă pronunț eu, da, dacă această chestie a fost și eu făcută într-un fel sau altul. Singura chestie se poate, că, din ceea ce știu, așa, în mare și în general, este că fiecare investiție, da, are o sumă și o anumită lungime, să zicem, sau un anumit sector. Pe semne că atunci când se făceau acele proiecte, se făceau conform și o planificării și a finanțării respective. Acum, mulțumim lui Dumnezeu, au început deja să se vadă efectele bune și în comunitățile de romi. Și atunci, dacă e să enumăr așa cât de cât
spre exemplu, Murgeniu, care e o comunitate destul de compactă. Deja s-au asfaltat drumuri, s-au reabilitat și s-au pus în funcțiune anumite sisteme de alimentare cu apă, cât și canalizare, un lucru foarte benefic pentru cetățenii romi de etnie romă din orașul Murgeni. În Bârlad, la fel, s-au refăcut anumite străzi și s-au asfaltat. Se introduce și apa potabilă și canalizarea. Sigur că da. Sigur că da, un lucru foarte important care până la urmă e o necesitate, nu e un lux. Da. Da. Domnul Radian Bobi Brăteanu, avem și un anunț de făcut, pentru că iată, Sergiu Sava ne-a și rugat, este președintele. Președintele municipiului Vaslui. Deci, organizației municipale Vaslui. Municipiului. Vom face anunțul imediat pentru câteva zeci de secunde, publicitate, prieteni, și revenim în direct cu președintele sucursalei județene Vaslui a Partidei Romilor Pro Europa, Radian Bobi Brăteanu. Publicitate, revenim.